Valdenzii au fost prinși de un val de ecumenism care a străbătut Italia și diferite părți ale Europei pe la 1850. Chiar în timpul acestei celebrări a unirii în libertate și iubire frățească, întreaga lume trecea printr-o mare redeșteptare pentru a doua venire a lui Hristos și un apel pentru păzirea celor 10 porunci ale lui Dumnezeu și în mod special a poruncii a patra, sabatul zilei a șaptea. În timp ce rămășița valdenzilor depunea steagul, compromițând vechea lor credință apostolică, Dumnezeu ridica un alt popor. În timpul marii redeșteptări a mișcării Advente, mulți s-au unit să proclame a doua venire a lui Hristos și să continue lanțul neîntrerupt al intrării în acea odihnă, păzind sabatul zilei a șaptea și onorând toate poruncile lui Dumnezeu. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Rămășița poporului lui Dumnezeu va îndura persecuție așa cum au îndurat valdenzii. Ei trebuie să vestească solia de avertizare împotriva puterii reprezentate de fiara din Apocalipsa 13. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Influența Romei papale în țările care au recunoscut cândva autoritatea ei este departe de a fi dispărut și profeția prezice o restaurare a puterii ei. Am văzut împlinindu-se aceasta prin căderea comunismului sovietic și reînvierea stăpânirii catolice sub papa Ioan Paul al II-lea. Țările Baltice, Polonia și Ucraina s-au separat de guvernarea comunistă și se reîntorc la învățăturile Romei papale. Vizionarul de pe Patmos spunea, unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Catolicismul nu a fost niciodată înainte acceptat de lumea protestantă așa cum este acceptat astăzi. Protestanții nu mai protestă. Protestantismul se schimbă și formează o confederație împreună cu omul fără de legii, papalitatea sub conducerea papei de la Roma. La încheierea istoriei acestei lumi va avea loc un ultim atac împotriva poporului lui Dumnezeu. Biserica Rămășiței va sta unită în adevăr împotriva potopului de învățături false pe care Satana le va arunca împotriva ei. Poporul Rămășiței va păzi poruncile lui Dumnezeu și va păstra sabatul zilei a șaptea. Cartea Apocalipsei prezintă două femei. Capitolul 12 descrie o femeie curată și sfântă, simbolizând poporul lui Dumnezeu. Capitolul 17 înfățișează o femeie coruptă, reprezentând un sistem religios fals. Această femeie este îmbrăcată cu purpură și stacojiu, împodobită cu aur, pietre scumpe și mărgăritare și ține în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile desfrânării ei. Nici o altă putere nu putea cu adevărat să fie descrisă ca fiind îmbătată de sângele sfinților, ca acea putere care a persecutat cu atâta curzime pe urmașii lui Hristos. Istoria valdenzilor este un exemplu covârșitor de felul cum acest sistem apostaziat nimicește pe toți aceia care nu se conformează dogmelor ei. Astăzi, America protestantă nu mai protestează împotriva erorilor catolicismului. Biserica se unește din nou cu guvernele civile. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor.
Ce rezervă viitorul pentru poporul lui Dumnezeu? Persecuțiile și atrocitățile trecutului sunt uitate. Putem să tăcem în acest timp al istoriei? Evenimente mari și solemne au loc pretutindeni în jurul nostru. În fața noastră este perspectiva războiului, riscul întemnițării, a pierderii proprietății și chiar a vieții și apărarea legii lui Dumnezeu care este desființată de legile oamenilor. Persecuțiile care au venit timp de secole asupra acestui popor temător de Dumnezeu au fost îndurate cu o răbdare și fermitate care au onorat pe răscumpărătorul lor. Împrăștiați în multe țări, ei au semănat semințele reformațiunii care a început în timpul lui Wycliffe, s-a lărgit și adâncit în timpul lui Luther și trebuie continuată până la încheierea timpului de către aceia care sunt de asemenea dispuși să sufere toate pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus Hristos.